După cum ați văzut și după cum probabil știți din alte prezentări de pe internet pe care le-am făcut, aceasta este una dintre puținele cărți pe care fratele Moldoveanu le-a armonizat pe patru voci. Și ca să vedem cât de frumos sună aceste armonii, am rugat corul să interpreteze unii din acești psalmi pe patru voci, dar asta nu înseamnă că noi vom sta și ne vom uita la ei, pentru că închinarea nu este niciodată de felul acesta, ci vom cânta alături de ei, așa că vă invit să deschideți la psalmul 93. Vom cânta pe patru voci și totodată congregațional.